Salut și bine v-am găsit la un nou episod din The Forest. Astăzi vom continua cu joculețul ăsta pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior. S-au strâns peste 14.000 de like-uri, nu mi-a venit să cred că n-am văzut așa ceva. Așa că astăzi vom face ceva și mai interesant decât data trecută și anume am apucat să construiesc roller coaster-ul pe care vi l-am promis și anume un roller coaster care se duce de pe munte, da? Tocmai de pe muntele de zăpadă și vine, aoleu, avem crocodile aici! Ok, hai să avem grijă. Da, deci vine tocmai de pe munte de zăpadă până în apă. O să trebuiască să mergem noi până sus, dacă vreau să vă arăt exact cum funcționează nebunia aceasta. Dar da, hai să vedem dacă reușim și pentru episodul ăsta să strângem peste 10.000 de like-uri. Și tot în episodul de astăzi vom construi mașina, oameni buni. Hai să vă arăt despre ce este vorba. Avem o grămadă de chestii, cum ar fi un televizor, un câine, o mașină, ia să vedem, familia lui, Timmy, nevasta, Timmy stând pe un scaun, nevasta stând pe un scaun. Adică... da, destul de șmecher, dar deci asta vom face în episodul de azi și ne vom da de pe chestia asta, poate ne mai dăm și cu gliderul dacă vreți, dar da, aici am avut eu o mică eroare și a trebuit să corectez, așa că de asta arată ciudat, dar ar trebui să funcționeze în principiu, pentru că le-am unit cât de cât la fix, avem un copac în mijloc, stai, așa că asta nu e, asta nu-i de-a binelea și asta nu era aici înainte, ăsta a crescut acum, stai, așa că intru cu drujba pe el. Ăsta nu era aici când am construit eu. Hai, sper să nu tai cu totul, știi? Hopa, s-a dus? Hai că s-a dus, da. Ce se întâmplă? Ok, n-am... e prima dată când văd așa ceva în The Forest. Oh my god. Cum să se învârtă, frate, chestia aia în halul ăsta? Bun, și acum ar trebui să nu mai fie ciotul ăla aici, corect, corect. Și acești bușteni. Ah, ce tare, se duc la vale. Ok, hai să-l aruncăm și pe ăsta. Bun, chiar e bine că m-am urcat pe roller coaster pentru că acum putem să trecem direct. Aici e doar un ciot așa care... da, știi care e faza? Eu când am construit asta pe aici, erau niște copaci în drum, într-adevăr, dar îi tăiasem, știi? Și când dai load din nou în joc, adică gen, eu am ieșit din joc și pe aia am intrat la loc... și când intri la loc, îți cresc toți copacii la loc. Deci, cam asta e șmecheria și de asta era un copac în mijloc. Dar, detalii, detalii. Asta n-ar trebui să fie o problemă. Uitați-vă și voi până unde am construit nebunia aceasta. Și poate să vă întrebați, băi Max, dar cum te-ai urcat tu până acolo? Că acum eu pot să mă urc pe aici foarte ușor. Dar am să vă arăt cum m-am urcat eu până acolo și a fost un proces destul de greu. Pentru că, da, eu am baza aici, dar... ca să te urci acolo nu e foarte ușor. Adică nu ai un loc predefinit prin care te poți urca ușor. În afară de faptul că este extrem, extrem de frig prin această zonă de pădure. Dar uitați-vă și voi ce am reușit să construiesc aici. Da, am construit niște scări, bam, 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 fain frumos. Ne-am urcat așa, iar acolo e atât de abrupt încât a trebuit să pun scări prin zăpadă. Dar până la urmă a funcționat, pentru că uitați-vă și voi cât de lejer te urci. Fără nicio problemă. Avem aici un glider, dacă vrem să ne dăm. Și o să ne dăm cu gliderul mai încolo puțin. Avem multe chestii de făcut în episodul de azi. Bun. De aici ne dăm noi cu... nu-mi trebuie să selectez asta, îmi trebuie să selectez asta. Hai să vedem și o punem sub picioare și... auleo! S-ar putea să dăm failuri, pentru că prindem destul de mare viteză. Uitați-vă și voi ce viteză ne prindem. Ați vrut roller coaster mare? V-am făcut roller coaster mare, oameni buni! Aoleo! Nu-mi vine să cred așa ceva. Nu-mi vine să cred așa ceva. Aoleo! Vai de capul și de zile mele. Frate, cât de genial a fost! Deci mie nu-mi vine să cred așa ceva. Deci incredibil. Absolut incredibil. Faza aia când am sărit și am picat, ia stați așa să verific OBS-ul, să văd dacă mi-a filmat, pentru că asta e o fază pe care nu vreau să o ratez, eu nu cred că pot să o fac de două ori, sincer să fiu. Ne mai dăm o dată. Știi care e faza? Aș vrea să construiesc aici, pentru că așa mă pot urca foarte, foarte rapid înapoi. Problema e că sunt, de ăștia cum îi zice, sunt, nu canibali, ci ăștia, mă, aligatori. Crocodili aligatori. Și trebuie să am grijă să nu mă muște. Bun, avem două loguri aici. O să fac scările astea ca să pot să mă urc rapid după asta. Ce s-a întâmplat? Ce? Cred că e un aligator sau ceva. Da, e un aligator. Îmi mănâncă scările.
Glumești cu mine? Stai puțin că trebuie să... Gata. Nu mai folosim scările și nici nu ne mai... Nu mai facem cunoștință cu domnul Aligator, pentru că n-avem de ce. Lasă-l să fie el sănătos acolo, noi ne dăm aici pe... asta și sunt curios să văd care e faza cu mașina. Vreau să văd dacă mașina respectivă chiar funcționează să o conduci sau dacă este doar de formă. Acum, ați văzut voi când meniul acela când deschizi, în afară de mașină, ai și TV. Îți dai seama că televizor, cum poți să ai televizor când noi nu ne putem construi chestii decât din lemn? De asta nici mă gândesc că mașina funcționează, dar da, poate e o variantă, poate e o variantă, poate merge. Deși eu cam de pe acum vă zic că nu cred că o să funcționeze. Dar na, ce o fi o fi. Oricum, vreau să vă urez un an nou fericit cu cele mai bune chestii, multe, multe împliniri și toate dorințele pe care vi le-ați spus înainte de noul an să vi se îndeplinească. Bineînțeles, episodul acesta îl vedeți voi pe... Cred că îl voi posta în prima zi, în primul an. Dacă nu e postat în prima zi, atunci e postat în a doua zi și tot e ok. Dar bineînțeles că le filmez dinainte ca să... Na, probabil o să fiu și eu plecat de Revelion și asta. Bun, ia să vedem. O să încerc din nou, deși nu cred că o să-mi iasă la fel de bine. Aoleu! Băi, ce viteză, sprinzi, ești nebun! Și încerc să cotesc într-o parte și în alta, în așa fel încât să nu mă duc aiurea. Hai că a fost bine, dar n-a mai fost săritura aia pe care am avut atunci. Și dacă vă place trenulețul cum l-am făcut până aici, să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să-l continui. Pentru că eu pot să-l continui până în partea cealaltă și chiar mai mult de atât. Deci eu chiar am această posibilitate și dacă vă doriți, continuăm peste apa asta și mergem până la... Aș merge până la... în zona aia principală a mea, în baza principală. Cât de tare ar fi să pot să ajung în baza principală cu acest trenuleț. Bun, acum o să facem în felul următor. Mergem, luăm gliderul, ne aruncăm cu gliderul de sus de acolo și vreau să ajung pe... să vedem că putem să ajungem pe mal, în zona noastră principală, unde avem baza normală. Și acolo vom încerca să construim mașina. Aș putea în principiu să o construiesc și pe aici, dar nu prea stau atât de mult prin zona de zăpadă. E o zonă mai înfrigurată, ți este frig, nu te simți foarte bine. Bine, și eu sunt, de fapt sunt îmbrăcat la costum, nu-mi ține foarte, foarte de cald costumul, sincer să fiu. Dar, da, îmi place foarte mult The Forest, îmi place foarte mult noul update. Avem atât de multe chestii pe care vreau să vi le arăt. Multe chestii pe care nu le-am construit încă. Avem o biserică pe care putem construi o cruce uriașă, nu știu exact ce face crucea respectivă. Sunt multe chestii și să încercăm să ajungem până în partea cealaltă. Îmi place acum că am platforma asta de aici de sus, că pot să mă arunc așa și e destul de comod. Adică nu mai trebuie să mă chinuie să mă urc nu știu unde. Uitați-vă cât de mare este nebunia asta. Dacă mă întrebați cam câte loguri au fost necesare pentru a crea tot roller coasterul ăsta, până aici mi-a luat cam 500 de loguri și cam, să zic, vreo 700 sau 800 de stick-uri. Da, cam asta a fost numărul total. Nu știu exact cam cât de mult îl pot duce mai încolo. Adică da, aș încerca să-l duc peste apa asta și să vedem poate până la gaură aici. Poate peste gaură în niciun caz n-am cum, pentru că nu am cum să-l sprijin de nimic. El are nevoie de pilon de susținere ca să fie sprijinit. Da, aș putea să fac o altă idee, să fac un roller coaster care coboară circular în gaură, deși ăla cred că s-ar putea să fie imposibil pentru că nu am de ce să mă susțin în momentul în care construiesc. Nu știu, am multe idei, dar rămâne de văzut care dintre ele vor fi bune de pus în practică. Dar chestia asta chiar e folositoare, adică uitați-vă și voi cât de rapid ajung dintr-o parte în alta insulei. Clar am nevoie de high ground pentru a reuși să ajung dintr-o parte în alta, dar da. Și mi-e foarte frică în momentul în care aterizez. Aia e problema mea, pentru că, da, riști să mori dacă nu știi să aterizezi corect. Dar cred eu că undeva pe aici o să aterizăm și chiar undeva pe aici o să facem și mașina. Opa, frână. Hop, că a mers. Am mers și chiar destul de bine, aș putea spune, a fost experiența destul de bună. Bun, vom lăsa gliderul aici, v-am arătat toate nebuniile astea pe care le-am făcut și acum hai să luăm noi drujbița cu ce combustibil avem, văd că avem combustibil și ne apucăm de tăiat. Bam, tăiem unul, îl tăiem și pe al doilea.
Apropo, dacă vreți și voi, dacă să zicem că vă jucați The Forest și să zicem că nu vă apare această pagină, pentru că nu apare în joc decât dacă faci ceva anume. Tot ce trebuie să faci este să termini jocul pe finalul în care vrei să rămâi pe insulă. Dacă tu termini jocul pe finalul celălalt sau dacă nu l-ai terminat deloc, nu o să-ți apară aceste pagini absolut deloc în joc. Asta ca să știți. Și ceva de genul ăsta arată mașina. Mi se pare foarte tare, frate. Adică uitați-vă și voi. Chiar arată o mașină. Am să o construiesc aici și avem nevoie așa, avem nevoie de 47 de locuri și 121 de sticuri. Cred că problema cea mai mare și care mă bântuie, să zic așa, o să fie sticurile. Pentru că locurile le strângi destul de rapid. Înțelegeți voi? Adică uitați-vă și voi cât de rapid. Bine, aș putea să fac și eu o săniuță, da? Dar în general strângi destul de rapid locurile. În schimb, sticurile nu poți să carte decât 20. Ai limită de 20, mult noroc, știi? Să te duci să faci jos de ele, poate te întorci și înapoi. Deși am impresia că poți să folosești o săniuță și pentru sticuri, dar de asta am construit mașina atât de aproape de pădure, pentru că mi este mult mai ușor să construiesc în această zonă. Puteam să construiesc și mai aproape de pădure, dar hai să fie mai ieșit așa, pentru că, da, uite, chiar arată, uite, portiera, geam, nu știu ce. Sunt foarte, foarte curios să văd cum arată după ce terminăm. Așa că mi s-a cam dus din, trebuie să mai bem puțin, să mai și mâncăm puțin dacă e mâncăm o ciocolată. Bam, îți mai dă niște energie cât de cât. Astea le mai găsești de obicei prin diferite zone în care au mai fost turiștii care au picat din un avion. Și te duci acolo, mai găsești acele bagaje, știi, cu care au fost turiștii în vacanță. Și acolo găsești tot felul de chestii, sucuri, tot practic orice găsești acolo la ei. Și alea de obicei se responează, din ce am văzut le-au făcut să responeze. Deci practic poți să-ți iei la infinit astea și nu este absolut nicio problemă. Mă întreb dacă se responează din cauza că am terminat eu jocul. E și asta o chestie, abar n-am. Dar, da, uite, vezi, chiar și dacă am terminat jocul, chiar și după atâția ani de The Forest, băieții încă mai lucrează la joc. Și gândiți-vă că update-ul acesta a fost gratuit, adică nu am plătit absolut niciun ban pentru el, a fost complet gratis și apreciez, sincer, chiar apreciez. Nu cum fac alți developeri. Nu zic acum că toate update-urile ar trebui să fie gratis, dar cu siguranță apreciez când niște developeri. Se vede, frate, că le place ce fac, adică se vede că le place, chiar se ocupă de joc și merită toată aprecierea. Din punctul meu de vedere, The Forest e unul din cele mai bune jocuri Early Access. Acum sunt multe jocuri în Early Access care se lansează și nu se mai termină, gen nu se mai finalizează, nu ajung la un final și rămân așa. Dar The Forest a promis un final, a adus finalul și încă mai aduc mult mai multe la joc. Și asta cu siguranță îmi place. Ia să vedem. Începe să semne mașina, că da, unul singur mai este. Și iată ceva de genul ăsta arată mașina. Mi se pare foarte amuzantă cum e făcută, dar nu știu, că nu cred că poți să intri înăuntru. Da, nu poți să intri înăuntru. Vă, frate, dar are oglindă, are volan, scaune în față și în spate. Zici că e mașina lui Fred Flintstone. Cine s-a uitat la desenele alea pe vremuri, nu știu că se mai dau acum la TV, dar zici că e mașina lui Fred Flintstone. Bine. Nu pe partea din spate, dar mă refer așa, știi că e, na. Uitați-vă și voi, cât de tare ar fi fost dacă chiar te lăsa să conduci. Nu că ar fi avut vreo oarecare logică, pentru că uitați-vă și voi cum arată roțile. Deci, na, sunt niște bușteni puși pe niște lemne de-astea micuțe, niște sticuri. Dar e mișto că au băgat chestii de genul ăsta în joc. Acum, na, noi avem mult mai multe posibilități, după cum v-am zis. Aici o să încercăm să construim, poate data viitoare o să construim familia lui personajului nostru principal și TV cu câine și restul de chestii. Poate încercăm să construim în baza aia principală, baza din pădure, dacă mai țineți voi în minte care e baza noastră acolo. Dar da, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un mare, mare like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!